Vorbiți, vă rog, toată lumea. Nu, nu mai am voce. Aș vrea să-l aud pe Cucu vorbind în 4 zile direct. Castle, dar în principiu ideea că cred că ne auzim cu toții și merge bine. Deci până la Untold nu mai vorbesc deloc. Bună seara, bine ați dat click la un nou episod din cel mai podcast epic, emisiunea de vacanță. Un podcast Radler. Adică cum Radler? Stai puțin, cum Radler vorbești despre în casa, vorbești de funie în casa producătorului de bere artizanală? Artizanală. Mulțumim producătorile de bere artizanală. Foarte bună. Această subtilă plasare de produs este absolut meritată. Deci un băiat pe nume Gigi Kent sau un domn, nu știm, ne-a scris într-o zi pe Facebook și a doua zi ne-a trimis berea. O lună mai târziu o bem și noi, pentru că am fost ocupați. Pentru că trebuie să se matureze, pentru că trebuie să fermenteze, că despre asta e vorba. Pentru că a trebuit să-l găsim pe Adrian Cucu după electric. Stai că ajungem și la electric. Dar hai să vorbim un pic despre berea artizanală. Te rog. Că, dar noi nu facem glume pe om, pe rând, cu o logică, Dragoș. Zici un mai un mai un uitat, suntem noi. Hai să vorbim și despre electric castle în timp ce vorbim despre bere artizanală. Pe om îl cheamă Gigi Kent pentru că e un pseudonim, pentru că industria berii îl amenință și el nu trebuie să-și dezvăluie identitatea. Am înțeles. Eu de aia mă gândesc. Dar e extraordinară berea. Dar oare cât produce? Adică ce capacitate de producție are dacă nu... Cada lui. Cred că anul ăsta face pauză dacă ni le-a trimis. Deci cam... Cam anul ăsta, gata. Ne-au trimis 16 beri, mulțumim frumos. Dar e extraordinară. E bună, serios că e bună. Promovăm berea artizanală. De obicei, pentru chestia asta, oamenii ar trebui să plătească bani grei să apară la noi în podcast. El ne-a plătit doar cu aceste beri, care sunt extraordinare. Sunt bune. Pentru că bune. Susținem producătorii de bere artizanală. Susținem independența lor. Substituim și susținem hipstereala lor. Foarte bine fac. Ce p***a mea susține asta? Serios. Ce p***a te susține? Te simți mult mai bine a doua zi. Te simți mult mai bine atunci. E ca o femeie faină. Altfel când te-ai îmbătat cu ceva scump. Bă, serios. Suma puțin. Asta cu berea, suntem toți băutori de bere și ne place. Hai să facem și cu niște băutori de țuică. Adică cu niște producători de țuică. Păi să vină. Să vină și aici o să intre... să mă mir? Da! Să vină și aici poate să intre bandă. Aciu din Zalău. Să vină, nu știu, ăia ai tăi de la Jibou. Da, mă. Oameni buni cu țuica. Mai primi, mă. Țuica mai primi. Mai primit țuică, dar am primit mai mult decât artizanală. Am primit... Ce este țuica industrială? Nu, dar am primit vorba aia artizanală de ți-o faci tu, știi? De-ți dă pruna și cu... o bucată cu fata și tu le înșurubezi. Da, la modul ăla. Suntem în vacanță, nu știu dacă ați observat. Da, că altfel avea un cu totul alt ritm podcastul. O altă rigurozitate în abordarea subiectelor, era mult. O altă ce tibi. Rigurozitate în abordarea subiectelor. Rigurozitate. Avem o rigurozitate. Vezi, ce riguros sunt eu în fiecare zi. Știi ce sunt rigurozitățile? Sunt chestiile alea așa ca niște țepe așa. Sunt riguros și rigur lung. Și rigor mortis. Exact. Și era rigor mortis în ora de ajutat în Lord of the Rings. Da. Și apropo, cred mulțumim că plătiți pentru treaba asta. E un efect pe care l-am și la... Nu plătiți pentru treaba asta. Plătiți ca să ne putem... Să ne permitem noi să ne întâlnim. Acesta este podcastul pentru toată lumea. În curând îl vom încheia și vom filma chestiile amuzante și pertinente și riguroase pentru despre cei care marchează banul pe Patreon. Nu? Hai dreptatea ta. Zine, Adrian Cucu, despre cum ai fost tu la Electric Castle și cum ai descoperit la, să nu zic 30 de ani, 40 de ani muzica electronică. Și cum ți-ai dansat energiile până în zori? Și la 3 ore după ce ultimul DJ s-a strâns culele de la scenă, încă dansai și petreceai. Și am zis să nu uiți cablul ăsta. Da, Cucu, e atât de marcat că am venit aici la Bob acasă și a trecut pe lângă o baltă și a sărit în ea și a dansat, că a fost tot la electric. Și erau și niște băieți cu picamărul care făcea tic 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 t
Și oh my god. Și auzi, dacă m-am dus, și am zis că e sample de tech house. După două zile o trebuie să vin înapoi, că să mă duc să-mi fac niște analize. Și m-am dus cu brățara, cu cardul, știi? Și aia au zis, da, poftiți aici, și a zis, 100 de lei. Și am făcut pe masă așa, să pun brățara pe ceva, să vin de acolo, să plătesc. Deci ce faceți? Zic, nu am aici pe card. La analize, zici? Da. Și, dar trebuia să plătești cu sânge. Nu. Care l-a întold, știi? Ia, sânge mi-o luat ca să vadă dacă sunt ok. Păi da, și trebuia să zici că luați de acolo banii. Iartă-mi pragmatismul, câți bani ai cheltuit la electric? Pe toți. Ceea ce nu înseamnă mult deloc. Pe toți. Asta e bună. Da. Da, nu știu. Și ai avut mulți. Nu știu, da. Știu. Adrian, unde e adevărat că te-ai dezbrăcat de haine, udele, le-ai lăsat pe capot, ți-ai făcut căldură în mașină, pe bancheta din spate, în kilos și ai dormit până a doua zi? Da. Da, așa e la festival. Așa e. Foarte fain, ok, eu nu... Da, serios, bă, dar adică apropo... Adică așa lejer, nimeni nu face asta, eu. Bă, despre asta e vorba la festival. Gagici. Despre distracție și despre exces. Da. Serios. Gagici. Exces, gagici o grămadă. Nu, bă, era o tipă, mă, și nu mai găsesc, mă, să-mi bag. Știu numai cum arată. Care? Aia, aia de unde ți-ai încărcat, brățara? Ce? De unde ți-ai încărcat brățara? Pe aia vrei să o găsești, să răscumperi? Nu, mă, era una la un moment, da, am întâlnit cu o tipă și nu mai știu cine și de ce și... Asta e povestea vieții tuturor oamenilor. Era unul la un moment dat care mi-a plăcut, dar nu-l mai găsesc acum la dracu. Exact, nu mai știam. Și era și ok și stăteam și povesteam. Dar și dă un indiciu că o găsește. Eu pun pare că oamenii ăștia epici nu o să o găsesc. Dar nu mai știu foarte multe. Oh my God, era fată. Ba, mi-amintesc, nu lasă că o caut eu. Nu, dar s-ar putea să fie dintre fane, mă. Nu era fană. Nu era fană. Nu, că e mai bine. Dar poate juca faptul că nu-i fană. E mai bine să nu știe cu ce se ocupă cucu. E mult mai bine. E mult mai bine. Tu ai, vrei? Dar mie mi se pare interesant că să am un puzzle de terminat după electricester, știi? Ceva, parcă nu s-a terminat în mine, cu mine. Să-ți cauți pe fata? Da. Lost in translation. Da, știi, chiar am fost un pic. Da. Așa să-l întrebăm pe Gigi. Are nevoie să-i trimite sticlele înapoi? Că are, că-s tot felul. Sunt de la mai multe branduri. Și hârtiile, că le transformă în altceva. Majoritatea sticlelor sunt de la Silop și Bulion. Da. Premium Kvalita. Zis Silop, așa? Da, și mai ales de la Trapist. Zis Silop. Deci înseamnă că chiar își face el. Gigi, îți trimit sticlele înapoi pe curier. Dă-mi o adresă, te rog. Dă-mi o adresă, te rog. Cât mai avem? Mai avem mult. Bun, deci trebuie să umplem. Dar cum? Fii atent aici. Ce ziceam cu festivalurile? Bă, în istoria omenirii să fie excese la festivaluri din antichitate, despre aia era vorba. Bei, decartezi, faci urât, te exorcizezi. Despre aia e vorba. Nu găsești acum presa niște probleme că la un festival lumea s-a îmbătat, ca să zic așa, și că ce-a făcut ce ori. Și aia doi sori. Suntem în 2016, te îmbezi numai că ești foarte prost, mă. A, vrei să zici despre aia care stăteau împreunați acolo? Drag, mai faci dragoste așa cum e... Aia ce-a scris că și-o trăgeau? Da. Dar nu, e adevărat că eu nu mai știu. Că nu, era dorință acolo, dar nu era putință. Se vedea că nu-i. Cum nu? Putință. Ăla era drăguț, mișto, tip avea țâțe faine mari. Nu, mă, nu era putință în sensul că nu era putință. Că se vedea putință. Nu era. Nu era. Spune-o, la arăta o putință. Cred că Dragoș se referă la faptul că nu i se scula p***. Cred. Nu sunt sigur, dar și așa, cred. Dar nu îi să încorda cu carul. Eu la aia mă refer. Aia, cu carul? Bă, da, mă, dar nu poți. La... Bă, adică să dai pompe cu carul. Na bun, stai puțin. Despre ce vorbim aici? Despre faptul că erau... Era vorba. Nu, despre faptul că erau indecenți, aia e clar. Despre faptul normal, că ăia i-au filmat fără să le blureze fața, este, mi se pare de prost gust. Da, știi? Da, bă, și... Și ce? Make love, not war, mă, să mă filmeze că mă trosnesc, mă, ce contează? Poate ți rău vomiți, poate ți rău și... Pe cine a gândit, ți rău și în alte feluri. Adrian, ce ai făcut? Pui la om o bandă pe față. În afară de analize, ce am mai făcut în 4 zile? De festival. 4 zile au fost? Da. Serios? Miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, 5. Nu, miercuri a fost, am fost mai miercuri. O joi, vineri, sâmbătă, duminică. A fost ziua 0. Ce ai făcut, Adrian, în 4 zile de festival? Ai fost mai, tu ai tras cablul. A fost în camping, 8.000 de oameni. Am băut două beri și tu la una că am mers la baie.
Ce? Am ratat o glumă? O băut, da. Ce ai făcut 4 zile? Am băut 2 beri și mi-aduc aminte că am fost la baie. Și-o vine cineva cu niște timbre, au zis că el a fost filatelist cât a fost mic, zice da. Unde să le ascund că n-ai voie cu colecție de timbre și mi-a pus o plimbă, mă. Nu cred! Nu cred că eu zici așa! Și l-a pus sub limbă, da. Dar zi, ce ai zis că erau niște la, unii ce? Cu spray de ala? La, da, la mine au venit unii cu niște geleuri, nu știu. Știi cum aia? Avea ștanțat nu. Așa niște... niște... Nu geleuri, zic că era spray, mă. Dar trei ore mai târziu încerca să prins culorile în portofel, așa e. Mie mi-a povestit unii. Da, pe limbă și spray-ul ăla, ci că e un drog, că așa mi-ai zis mie, că spray-ul ăla e un drog care îți relaxează mușchii. Stai că e mai mult de povesti, mai facem încă. Mai facem o e mușchii rozetei. Deci hai să ne înțelegem. Ești feghe. Hai, eu mă gândeam că dacă ești constipat, te cași mai jos. Lasă teaser pentru episodul următor, că e mai mult de povesti, că nu sunt sigur și n-aș vrea să dezinformezi ca să nu știe lumea ce droguri să ia. Eu am vorbit față în față cu oameni care au comercializat, dar nu la Electric, nu, că acolo nu, la alt festival, au comercializat drogul ăla, marihuana sau ceva nu, așa? Nu, nu. Nu știu, sau... cu un an înainte și-au făcut caz, drog, urât. Și-au făcut provizii în toamnă cu frunză, cu nuci. Cu frunză de nuc. Așa. Din toamnă uscată bine. Peste iarnă s-a uscată la bine, le-au mărunțit, le-au pus frumos, le-au amestecat în foiță și au pus niște acetonă, multă acetonă de dizolvat unghiile. Acetona... În contact ia, cu frunză. Ia mirosul de la nucă. De dizolvat lacul de unghi. De dizolvat lacul de unghi. Acetona. Și vindeau cu 50-60 de lei cuiu, explicau câte 10 sute ori vândut și fuma lumea coș de ăsta, chestii de lac, la nucă. De unghi, de unghi. Și cu acetonă. Dar era tot la un festival. Era la un festival. Nu zici care. Nu zici care. Dar nu era... Fu, ce înseamnă efectul placebo. Nu, la street food festival acolo. După ce ai mâncat ceva. Food. Ne-am încălzit. Ne vedem la următorul, când poate chiar vorbim ceva. Dar cât a trecut până acum? Noapte bună, copii. 12? Mie mi se pare că a trecut o jumătate de oră. Nu e adevărat.